Acesta este scandalul începutului de an. Dat afară de la Dinamo, acum câteva luni, Vali Lazar s-a răzbunat pe Ovidiu Burcă. I-a aruncat în față două perechi de chiloți. A fost circ total la primul amical al lui Dinamo din 2023. Fostul dinamovist, Vali Lazar, a aruncat cu două perechi de chiloți înspre fostul său antrenor de la Dinamo, Burcă. Cu Dinamo plăcută, colegii sunt marea majoritate toți, până la ultima transpirație a domnului Corochiță. Păi, nu e normal. De ce? Asta e. Nu are curaj să privească în ochi. N-a curaj să mă privească pe mine în ochi. Are impresia că e Dumnezeu pe pământ. Cum comentezi gestul lui Vali Lazar, fostul tău eler? Nu comentez nimic. Asta e de comentat. Dinamo n-a reușit să câștige cu echipa de Liga 3-a pe Ulești. Dinamoviștii au terminat la egalitate 0-0. Acum o săptămână, Steaua a câștigat cu 7-2 cu pe Ulești. Care e atmosfera acum în vestia? Una bună. Poate fi și mai bună. Toate lucrurile neplăcute au încetat, s-au resetat.